Dacă vrei să cumperi jocul la cele mai mici prețuri, intră acum pe gamerland.ro și folosește codul din descriere pentru a beneficia de un discount. Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. E bine, cred că toți v-ați întrebat vreodată care sunt cele mai ciudate nume din FIFA Ultimate Team în fiecare an, sunt sigur de asta. E bine, m-am gândit să fac o echipă plină cu acești jucători cu nume ciudate pentru noi românii și nu numai. 11 jucători cu nume extrem de ciudate, amuzante, cum vreți voi să le spuneți. O să fac echipa și o să joc un meci cu ea. Să sperăm că dăm de un român ca să se amuze cel puțin. Să începem cu portarul. Portarul se numește Oier. Da, cred că e rudă cu Becali, să fiu sincer. Chemându-l Oier. Nu scrie nimic aici la profesie, nu scrie cioban, dar e scrie nume. Oier. Deci, pe bune. Mai departe avem un CDM. Este vorba de cea mai scumpă labă. Iată, 4K o labă. Deci cum, Slobos, să te cheme Laba? Deci Laba. Cea mai scumpă labă, 4K, dar are și viteză, 78 pace, deci vă dați seama, merge, are și fizic, are forță, tot ce trebuie. Vă spun, asta e cea mai bună labă. Chiar dacă costă 4K. Deci pe bune. Mai departe avem un CB. Un CB pe numele lui. Oh, God. Unde ești, mă? Pulici. Da, exact. Pentru că la o labă îți trebuie și pulici. De ce nu ți-ar trebui pulici? Iată și una foarte mare chiar, 6-2. Și are doar 2 stele skill moves, deci nu prea, pulici ăsta nu prea știe șmecherii multe. Oh, God. Și are și fizic, e mare, e bine. Pulici. God. Mai departe avem un nou CDM, pe numele lui Osuji. Osuji, Osuji. Jucătorul ăsta mi-a dat cea mai mare muie posibilă la un pack opening când a picat el. Deci să-ți pice Osuji și cu 74 pace. Probabil cel mai retard nume pentru noi românii din FIFA. Pe bune. Urmează un nou Pulici, un frate de-a lui Pulici, Dicker. Da, din păcate Florian Dick nu mai este în FIFA 15 Ultimate Team, dar e Dicker. Fratele lui mai mare, pentru că e mai lung la nume, oh my God. Urmează și partea din spate a echipei, Curan. E bine, da, avem și Cur în această echipă, pe numele lui Curan. Curanus. Oh, Doamne, teribil, bă, teribil cu numele astea. Mai departe avem un nou KM, unde ai Dicker și Pulici, trebuie să fie și Sloboda. Da, trebuie neapărat să fie puțin Sloboda la sfârșit. De obicei la sfârșit vine și ăsta. La fiecare fază, după ce Pulici și Dicker pătrund în careu, vine și Sloboda câteodată. Depinde, după câteva... Nu, după ceva timp. La început nu vine, după aia vine. Doamne, teribil. Și cum putea să lipsească Baby din echipa asta? Amara Baby. Deci cea mai sexy jucătoare sau jucător sau... transsexual sau metrosexual sau tot ce se termină cu sexual la sfârșit, cum putea să lipsească așa ceva? Deci Baby, îl știți cu toți probabil din livestream-urile mele, cei care v-ați uitat, dar este Baby, este foarte rapidă, 82 pace, ceea ce e bine. Dar nu puteam să uităm de el, nu? Acest Guardiola al echipei, nu? Neapiții, nu? Avem nevoie, chiar dacă n-are codița la ț, eu zic că e bun pentru o echipă, nu? Și urmează Flocari, pentru că unde ai Pulici, unde ai Laba, trebuie și niște Flocari. Mai ales, Doamne, nu, de ce Flocari, bă? Ups, am ieșit de aici, am ieșit din Flocari, iată. What? Asta sună ciudat. Și ultimul jucător este Privat. nu jucătorul e Privat, pe el îl cheamă Privat. Cum căcat să te cheme Privat? Da, asta e echipa. Mai sunt câțiva jucători pe care nu i-am găsit din păcate. Este unul Koe, K-O-E. Da, trebuia și Koe. Și mai sunt câțiva Balerin, dacă nu mă înșel, este pe la Career Mode însă. Balerin sau ceva de genul. E bine, alături de Laba, Pulici și Oier și Osuji, vom porni într-un match. 27 chemistry. Iisuse, o să fie greu.
Iată că am găsit adversari. Bari FC. Bine că nu-i Bari VC, la, mai ales că l-avem pe Curan aici și nu se știe ce se putea întâmpla. Se căca în ei de-a dreptul. Iată echipa lui, echipa de început. Să sperăm că e român, cum spuneam, că se amuze și el, pentru că altfel probabil o să pierde meciul ăsta. Sau cine știe, la cum știe să-și așeze echipa, am presimțirea că o să cam câștigăm. Chiar și cu Lava. Haide să vedem ce ne așteaptă în acest meci. Flocarii dă pas automat. Acum, ia uite pe Flocarii. E păros, iată ce coadă are, normal, dacă e Flocarii. Sunt sigur că Laba, ia uite, Laba aproape să pună mâna pe el. Și Pericol, iată că ne atacă, scoate bine de acolo. Uite care un Teo. Teo, o să dai, o să dai de pulici în seara asta, în meciul ăsta. Oh, God. Teo, către Ferreira. Chadli, iată că ține de minge. Curan pune dosul la bătaie și recuperează. Foarte bine, Sloboda și-a dat drumul acolo, dar cam câș. Caballero, Ferreira, iată ce atacă băiatul ăsta. Scapă acolo, l-a scăpat Pulici din marcaj. Când te are Pulici în marcaj, cred că ești la închisoare de cele mai multe ori. Lom centrează și Teo aproape să-i dea un cap în gură lui, lui Pulici. Teo, ai grijă, ai grijă. O, greșește Oierul. Vărul lui Becali, unul din mulți veri ai lui Becali. Haliti, că mai dăm de un nume interesant. Haliti sau Haliți. O sugi foarte bine. Comp, Dicker, excelent. Pune, își pune capul la contribuție. Flocarii către Privat. Și Privat trece. Privat, ia să vedem pe Privat. Ciutează însă Almagrab ăla, respinge. Neapiții scapă mingea. Poate și recuperează, zic și eu. Dar mă mir ce caut el mai sus de jumate terenului, fiind piții. Adică Flocarii, Sloboda, foarte bună pasă către Privat. Privat pierde în fața lui un Titi. Are cu Olomb. Și acum Haliți, Haliți-l, Haliți-l, bă! Și este golul lui Colomb. Da, Haliți ăsta s-ar putea să-l halească pe Dicker până la urmă, dacă mai dă pase așa bune. Centrează pe jos, este corner, primul corner pentru noi, nu? Poate vine Piții. Vine Oier și bate! Vine Oier! Ce cioban ești, bă, ce cioban ești! Hai să-l punem pe Nea Piții, nu? Ce shot power de mentor are Nea Piții, nu? Baby! Na, a fost minge pentru el, dar n-a reușit să dea cum trebuie. Pulici, iată-l! Se joacă acolo, Pulici se joacă, trebuie să aibă grijă. Măcar nu s-a jucat cu Laba. Acum Curan, iată-l pe Curan. Foarte bine, se descurcă Curan la Flocarii, pentru că normal, Curanul trebuie să aibă Flocarii. De ce mai multe ori? Mai ales la bărbați, nu? Trebuie schimbare. Trebuie neapărat să facem ceva. Baby o să intre în atac. Trebuie alături de Piții. Piții și Baby. Trebuie să fie acolo. O să-i, probabil o să-l poleclim pe Baby Vica, ca să se înțeleagă mai bine. Au experiență dacă l-ar chema Vica. Baby, iată-l pe Baby, cum trece. Baby este dement. Poyo însă reușește să blocheze pe... Haliti pasează acolo și va fi roșu. Teo obține un roșu, probabil. Nu știu sigur, sau un galben. Este roșu! Osugi! Arbitre, Osugi! Din păcate, Osugi a luat roșu și nu știam care coadă Osugi. Osugi cu coadă, foarte tare. Iată că rămânem cu un jucător în minus. Și asta poate ne va costa, poate că nu, dar l-avem pe Baby încă. L-avem pe Pizzi, care știe să le apere. Încearcă să dea pe jos el. Slobodan a reușit să recupereze. Pericol, Chadli blocat de Pulici. S-a pus în calea mingii ca pula în calea, da? Să continuăm, Dicker, iată, face echipă bună cu Pulici, bineînțeles. Asta e Gheirou, Gheirou de tot. Iată, bate bine Piții, normal că știe să se apere. Pulici, plecăm cu Pulici la atac. Cu vârful
Cu capul, joacă cu cap Pulic foarte bine, că Pulic fără cap nu prea se poate, decât dacă ești nebun și ai cuțitul la îndemână. Să vedem acum, excelent privat, iată, Sloboda și-a dat drumul când nu trebuia, a dat drumul la pasă când nu trebuia. Aruncă mingea către Baby, Baby are viteză și poate să treacă Baby. Hai Baby, come on, oh Baby, Baby, penalti, obține Baby penalti. Să vedem cu cine batem, să-i dăm Pulic pe tavă sau să-i dăm Sloboda pe față portarului. Baby ne obține penaltiul. Baby. Bate Oier, iată. Bă, calic ciobanul ăsta, mă. Ciobane, nu mai fi calic ciobane. Lasă și pe altul. Batem cu Flocari. O să te împiedici pentru că e lung. Flocari e lung. Iată câta coadă are. La coadă, mă, la ce credeți că mă refeream? Flocari bate. Flocari! Egalare! Flocari a turbat. Și ne bucurăm. Flocari s-a întins să nu se împiedice cineva de el, că e lung, cum am mai spus. Dicker l-atinge pe Flocari, pe spate, din nou game. Iată că atacă, iată ce greșeală și e gol! E gol incredibil, ciobanul primește gol! 2-1, iată minutul 90, pardon. Incredibil. Piți însă, hai să nu le lăsăm, Danea Piți nu poate mai departe de semicercul ăla. Și iată-l că Nea Piții a atins ultimul mingea. Se termină meciul, echipa pierde, dar echipa este doar cu numele. În rest nu prea poate, decât Baby. Baby e bun. Baby, în rest, nu prea avem ceva bun pe aici. Da, cam asta a fost. Oier a ieșit omul meciului, ciobanul. Probabil a dat brânză la arbitrii. Baby și el a jucat bine, n-am ce să zic. Dar asta este echipa, sper că v-a plăcut echipa, sper că v-a plăcut videoul. Ciao, les!